Emisiunea realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile orei 12. Iată principalele titluri ale ediției. Meteorologii au emis cod roșu de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, cu temperaturi care se vor ridica până la 40 de grade Celsius. Comisia Securitate Națională și Comisia Juridică va audia autoritățile responsabile pe marginea omorului care a avut loc în capitală. Ulterior, informația va fi prezentată în ședința plenară a Parlamentului. Oligarhii fugari Ilan Șor și Veceslav Platon și-ar fi intensificat campaniile de dezinformare pe platformele online. Potrivit analizei Watchdog, cei doi ar fi cheltuit peste 55.000 de euro. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod roșu de caniculă în centrul și sudul Republicii Moldova, cu temperaturi ce se vor ridica până la 40 de grade Celsius. Acesta intră în vigoare de astăzi și se va menține până la 17 iulie curent. În intervalul menționat, valul de căldură va continua să se intensifice. Pentru nordul țării rămâne valabil codul portocaliu de caniculă emis anterior de meteorologi. Respectiv, în unele raioane de la nord, temperatura maximă a aerului va atinge valori cuprinse între 36 și 38 de grade Celsius. În restul teritoriilor, temperatura maximă a aerului va crește până la 39-40 de grade Celsius. În acest sens, sinopticienii îndeamnă populația să aibă întotdeauna o sticlă cu apă pentru hidratare, să evite cât de mult posibil expunerea excesivă la soare între orele 11 și 18. Ministerul Educației și Cercetării recomandă comunităților sportive anularea antrenamentelor desfășurate în aer liber în intervalul de timp 10-17 pe durata zilelor caniculare. Avertizarea vine în contextul codului roșu de caniculă anunțat de meteorologi pentru următoarea perioadă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, antrenamentele pot fi reprogramate în afara intervalului menționat sau pot avea loc în spații închise, cu condiția ca acestea să fie ventilate și recorite corespunzător. Reprezentanții federațiilor și ai școlilor sportive sunt rugați să urmărească permanent avertizările meteo și să adapteze programul antrenamentelor în funcție de condițiile meteo. Responsabilitatea de a informa sportivii și părinții despre gradul sporit de insolație, cât și după caz despre noul program de antrenament, revine fiecarei federații și școli sportive în parte. Ministerul Educației și Cercetării recomandă sportivilor să țină cont de aceste sfaturi și să coopereze strâns cu antrenorii și personalul medical pentru a asigura practicarea sportului în condiții de siguranță. Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică și Comisia Juridică, Numiri și Imunități va audia autoritățile responsabile pe marginea omorului de miercuri 10 iulie, care a avut loc în capitală. Ulterior, informația va fi prezentată la ședința plenară a Parlamentului. Anunțul a fost făcut de deputatul Lilian Carp la ședința legislativului de joi, 11 iulie. Din păcate, nu este primul caz. În acest sens, au mai fost cu 10 ani, cu 12 ani în urmă asemenea situații, dar acesta este diferit prin faptul că persoana care a fost asasinată era o persoană cu antecedente penale, iar din păcate se afla la libertate datorită unei decizii a unui judecător. Și acest lucru nu poate să rămână fără noi ca să luăm o atitudine. Potrivit lui Lilian Carp, audierile ar fi trebuit să aibă loc joi la ședința Parlamentului, însă autoritățile responsabile au cerut timp pentru a afla mai multe informații. Noi am vrut să facem aceste audieri astăzi în plenul Parlamentului, dar în urma discuțiilor pe care le-am avut și cu instituțiile de drept, este că la etapa actuală sau la moment au fost două persoane reținute ca și complici și au nevoie de timp pentru a pregăti anumite informații.
Deci rugămintea mea este ca noi în zi de luni, la orele 10, să aibă loc o ședință comună dintre Comisia Securitate Națională, Apărare Ordine Publică, dar și Comisia Juridică, pentru că este vorba și de decizia unui judecător în asemenea situație și trebuie să participe și Comisia Juridică, în care vor fi audiate câteva instituții, iar rezultatul acelor audieri care vor fi făcute luni, deci eu propun să le auzim în plenul Parlamentului pentru viitoarea ședință ca și concluzie. La rândul său, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a spus că așteaptă ca toate instituțiile responsabile de acest caz să fie prezente la audieri și a solicitat totodată să fie făcute publice câți cetățeni străini au cerut azil politic în Republica Moldova. Luni la orele 10, invitați, vă rog, ambele comisii, faceți lista instituțiilor relevante, începând de la Procuratură, SIS, Migrație, CSM, exact, pentru că din ceea ce s-a publicat până acum, este necesară și obligatorie opinia acestei instituții și după care să veniți, vă rog, și la ședința următoare sau în alt format de a prezenta exhaustiv toată informația. Și am o rugăminte, dacă îmi permiteți, vă rog să adresați și întrebări câte cazuri de astea mai avem noi în prezent, deci astfel de vizitatori care tare își doresc un regim de azilant în Republica Moldova și la care etapă se află examinarea solicitărilor lor. Pe 10 iulie, un bărbat pe o trotinetă a împușcat mortal în plină stradă un cetățean străin în sectorul Râșcani, au anunțat oamenii legii. Pe rețele au apărut primele imagini de la locul crimei. Omorul s-ar fi produs în timp ce străinul stătea la o terasă din sectorul Râșcani. La scurt timp, poliția a publicat și imagini cu suspectul care a efectuat împușcăturile. Oamenii legii au constatat că bărbatul împușcat a fost anunțat pe canalele Interpol de către autoritățile de drept ale Regatului Unit al Marii Britanii, cu scop de arest și extrădare, fiind învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei. Cetățeanul turc care a fost ucis în sectorul Râșcani al capitalei nu era anunțat în căutare în momentul în care a intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Precizările au fost făcute de șeful IGP Viorel Cernăuțeanu. Mai mult, Cernăuțeanu susține că omorul nu ar avea legătură cu dosarul Interpol. În 2022, persoana încă nu era anunțată în căutare când a intrat pe teritoriul Republicii Moldova prin segmentul transnistrean. La acea etapă noi am lucrat în regim bilateral cu Marea Britanie. Deci eu personal am avut 3 întâlniri cu partenerii din Marea Britanie la capitolul respectiv. Colegii mei la fel au avut. Ultima discuție la acest subiect a fost cu colegii din Marea Britanie acum o lună. Când a fost reținut prima dată, persoana a stat 6 luni de zile în custodia organelor de drept. Deci a fost arestat, reținută persoana în cauză. La expirarea termenului de 6 luni, el a fost eliberat de către instanțe. Potrivit șefului Poliției Naționale, s-au întreprins și alte acțiuni prin schimb de informații cu Marea Britanie ca persoana să nu rămână în libertate, acesta fiind reținut repetat. Totodată, Cernăuțeanu a atras atenția și asupra faptului că este nevoie de ajustarea legislației pentru a putea acționa mai prompt în cazul unor persoane periculoase sau cu trecut dubios. Am comunicat și conducerii, este necesar ca colegii de la Inspectoratul General de Migrație să vedem care este o alternativă posibilă ca acest termen de examinare a termenului a șederii, a solicitării de azil pe teritoriul Republicii Moldova să fie încadrat în niște termeni limite și exact. Dacă vorbim de astfel de persoane deosebit de periculoase sau excepțional de periculoase, cu astfel de cereri în instanța de judecată să fie într-un termen restrâns de până la 30 de zile. Când vorbim în termen general de acțiuni de extradare și solicitări de azil, acest termen să fie de până la 6 luni, acel termen care ne permite să ținem în arest o persoană. Amintim că un cetățean străin a decedat după ce a fost împușcat în sectorul Râșcani al capitalei. Potrivit IGP, un bărbat a efectuat câteva împușcături din mers pe trotinetă în direcția altuia. Persoana de origine străină în care s-a tras a murit la scurt timp. Ulterior, IGP a anunțat că victima este un cetățean turc și membru al unei grupări criminale. Acesta a fost anunțat pe canalele de Interpol de către autoritățile de drept ale Regatului Unit al Marii Britanii cu scop de arest și extradare, fiind învinuit de comiterea unor infracțiuni de contrabandă și comercializarea heroinei.
Șeful biroului Interpol al Republicii Moldova, Viorel Țentiu, va fi transferat din arest la domiciliu în arest preventiv. În acest sens, Procuratura Anticorupție a anunțat că joi, Colegiul Penal al Curții de Apel Chișinău a admis recursul procurorilor din 2 iulie, prin care Țentiu a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. Prin urmare, acesta se va afla în arest preventiv pe un termen de 30 de zile. Unul din membrii completului a avut o opinie separată, menționează Procuratura Anticorupție într-un comunicat. Vineri 5 iulie, judecătoria Chișinău, sediul Ciocan, a admis demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive pe un termen de 30 de zile în privința celui de-al doilea figurant în dosarul Interpol, reținut pe 5 iunie, a anunțat Procuratura Anticorupție. Acesta ar fi specialist în domeniul IT, potrivit ziarului de gardă. Procurorii au anunțat la 4 iunie că investighează o presupusă schemă de corupție, prin care persoane publice din Republica Moldova și din alte țări ar primi mită pentru a interfera cu publicarea de către Interpol a notificărilor roșii pentru infractori din diferite țări anunțați în căutare internaționale. Aceștia obțineau azil ori statut de refugiat în Republica Moldova și în alte țări, iar drept urmare, notificările roșii pe numele lor erau șterse sau blocate, după cum a informat Procuratura Anticorupție. Pentru aceasta, mai mulți funcționari din Republica Moldova ar fi primit mită, iar sumele plătite de beneficiarii acestei scheme s-ar ridica la câteva milioane de dolari, potrivit Procuraturii Anticorupție. Oligarhii fugari Ilan Șor și Veceslav Platonci ar fi intensificat campaniile de dezinformare pe platformele online, se arată într-un raport al comunității Watchdog. Pe parcursul lunii iunie curent, cei doi ar fi cheltuit aproximativ de 2 ori mai mult pentru promovarea informațiilor false, comparativ cu perioada aprilie-mai. În luna iunie, Șor și Platon ar fi cheltuit aproximativ 55.000 de euro pentru promovarea pe Facebook a unor reclame care conțin informații false. În comparație cu perioada 25 aprilie-24 mai, cei doi ar fi cheltuit cu 24.000 de euro mai mult pentru promovarea acestor mesaje. Reacția limitată a companiei Meta nu a oprit răspândirea dezinformării pe Facebook și Instagram. Blocarea paginilor lui Ilan Șor, Marinei Tauber, Eugeniei Guțul și Alexei Lungu nu a livrat niciun rezultat vizibil în combaterea dezinformării. În schimb, a crescut numărul de pagini anonime care, pentru sume enorme, sponsorizează dezinformarea, împotriva cărora Meta întreprinde acțiuni tardive. Principalele manipulări promovate de Șor și Platon sunt: Moldova este condusă de străini, Moldova nu negociază pe picior de egalitate cu Uniunea Europeană, alegerile din toamnă vor fi falsificate și Rusia este partenerul strategic al Republicii Moldova. Scopul principal al acestor campanii sponsorizate este de a semăna panică în societate, de a discredita procesul de integrare europeană a Republicii Moldova și de a spăla imaginea Rusiei. Se mai arată în raportul Watchdog, Veceslav Platon ar fi promovat în perioada 1-30 iunie în jur de 71 de reclame pe pagina sa personală de Facebook, cheltuind peste 25.000 de euro. Continuăm cu alte știri. Republica Moldova a finalizat cu succes prima sesiune de screening bilateral, prin care s-a dat startul unei etape cheie din procesul de negociere cu Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, pe pagina sa de Facebook, potrivit căreia este o premieră când sesiunea de screening s-a desfășurat într-o țară candidată. Potrivit Cristinei Gerasimov, pe parcursul a 2 zile, peste 200 de persoane au contribuit la buna desfășurare a sesiunii. Echipa de negociatori a analizat 27 de acte ale Uniunii Europene și a evaluat peste 50 de legi naționale. Ea a mulțumit tuturor grupurilor de lucru și colegilor de la birou pentru integrarea europeană. Acest succes este rezultatul efortului comun și dedicării fiecăruia dintre voi, a scris Cristina Gerasimov pe pagina sa oficială de Facebook. Amintim că 2 zile la Chișinău s-a desfășurat prima sesiune de screening în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, care presupune analiza alinierii legislației naționale la acquis-ul comunitar, în deschiderea căreia a participat și Comisarul European pentru Extindere și Vecinătate, Oliver Varhei. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare la Uniunea Europeană la 25 iunie. În medie, în următorii ani, Chișinăul ar trebui să aducă în conformitate cu legislația europeană între 2000 și 2500 de legi și acte normative. Noi împuterniciri pentru Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, astfel în cazul în care un membru CSM sau un membru CSP va lipsi mai mult de 2 luni concomitent de la serviciu, atribuțiile acestuia ar urma să fie suplinite de un membru supleant. La fel, CSM și CSP vor putea prelua atribuțiile consiliilor disciplinare în cazul în care acestea nu sunt funcționale în contextul exercițiului de veting. Prevederile se conțin într-un proiect de lege care a fost votat în prima lectură la ședința Parlamentului.
Parlamentul Republicii Moldova a adoptat joi proiectul de lege care prevede exceptarea cerealelor prevenite din Ucraina transportate în regim de tranzit de la controlul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Proiectul introduce o derogare de la prevederile legii cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară. Astfel, cerealele provenite din Ucraina și transportate prin punctele de frontieră Giurgiulești-Reni și Giurgiulești-Galați, precum și pe cale feroviară, nu vor mai fi supuse controlului ANSA până la 14 septembrie 2024. Inițiativa a fost propusă de Alexandru Trupca, președintele Comisiei pentru Agricultură și Industrie Alimentară. Trupca susține că legea va soluționa problema tranzitului mărfurilor de origine non-animală și va reduce aglomerația la frontiera Republicii Moldova, atât la intrare cât și la ieșire, ca urmare a creșterii fluxului de mărfuri din Ucraina. Inițiativa legislativă a fost aprobată în a doua lectură cu 59 de voturi. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați datele meteo și jurnalul orei 17, prezentat de colegul meu, Octav Tarlapan. Ne revedem și luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând! Emisiune realizată în cadrul proiectului Vocea Basarabiei, Vocea României, împreună pentru un viitor european, finanțat de către Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.